Alina Dragotă vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit la știri! Ion Burlui, șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a demisionat miercuri ca urmare a situației privind intervenția în cazul accidentului aviatic din Munții Apuseni. Accident în urma căruia două persoane au murit și alte cinci au fost rănite. Surse din Ministerul Afacerilor Interne au declarat că ministrul Radu Stroie a acceptat miercuri la prânz demisia generalului de brigadă Ion Burlui. Fostul șef al Inspectoratului de Urgență Suceava, Ion Burlui, a spus că inițial nu i s-a acceptat demisia. Totodată acesta a declarat că a luat această decizie pentru a nu exista suspiciune asupra colegilor săi care au intervenit în teren după accidentul aviatic din Munții Apuseni. Ion Burlui a declarat că echipele de intervenție au fost trimise spre zona care a fost indicată de Romața și STS. Chiar dacă există o mulțime de instituții ale statului care ar fi putut să intervină în timp util, un singur om și-a asumat responsabilitatea și și-a prezentat demisia de onoare, șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, colonelul Ioan Burlui.